actor. De mult n-am mai avut plăcerea să o am invitată la această emisiune pe doamna doctor Janina Lazăr, medic epidemiolog, am zis bine, la foarte DSP. Bine. La DSP. Bună seara! Bună seara, bine ați revenit, doamna bine doctor! Bine v-am regăsit! Doamna doctor, trăim o perioadă cam nașpa. Caniculară, de vară. Da, nu vedeți? Inundații, căldură, inundații, căldură, probleme, oameni care au murit luați de ape și așa mai departe. Dar nu asta e problema pe care puteți dumneavoastră să o rezolvați. Pentru că asta ține de noi toți. Da, problema da. Inundațiilor, a căldurii, este generată tot de noi prin poluarea mediului. Dacă suntem responsabili, protejăm natura și practic ne facem nouă bine. Dar trebuie să gândim responsabil și să acționăm responsabil. Așa este, dacă știu că toate lucrurile astea, toate aluviunile astea și toate nenorocirile care sunt, provoacă și boli în rândul oamenilor, da? Bineînțeles, boli întotdeauna au fost. Au fost, da? Și o să fie. Și dar sunt. Și sunt, dar am înțeles că acum este o invazie de fel de, să le zic, microbi, virus. Păi nu știu, spuneți-mi la ce anume vă gândiți ca să vedem. Am văzut că tot se vorbește despre coleră, de exemplu. În momentul în care o să fie o amenințare reală pentru sănătatea populației, autoritățile de sănătate publică vor face cunoscut lucrul ăsta, în așa fel încât populația să nu fie expusă la riscuri. Dar momentan nu este niciun pericol. E doar așa un zvon, un simplu zvon, sau chiar se poate ajunge la așa ceva? Zvonurile sunt generate și de persoane care nu înțeleg importanța. Câteodată anumite informații este bine să nu le propagăm pur și simplu, că avem noi senzația că știm mai multe decât știm. Pentru că putem face rău pur și simplu doar printr-o dezinformare. Nu toată lumea este la fel de receptivă și nu toată lumea este la fel de analitică. Și atunci e bine, când avem păreri personale, să nu le expunem cu atâta ușurință în spațiu public sau în grupuri sau în alt fel de spații sociale. Pentru că de asta sunt autoritățile de sănătate publică, de asta sunt direcțiile de sănătate publică, pentru a preîntâmpina orice risc pe care poate să apară în populație. Și în momentul în care va fi un risc real, atunci vor fi atenționați și li se vor spune pas cu pas ce au de făcut pentru a trece peste acel risc fără să se îmbolnăvească. Păi tot am văzut și eu. Acum dumneavoastră ați punctat foarte bine că unii sunt zvonați de carieră de acum, dar că se pregătește omenirea pentru o nouă pandemie, nu știu la ce se referă, dacă e vorba tot de COVID, dar chiar despre COVID ce ne mai spuneți? COVID-ul există. Există, dar au mai fost cazuri. Dar sunt zilnic cazuri de infectări cu COVID. Dar mai legere, am înțeles, mai ușor. Nu neapărat, depinde de fiecare persoană în parte. O persoană poate să prezinte o formă ușoară sau chiar asimptomatică de boală, altă persoană poate să prezinte o formă respiratorie gravă, cu pneumonie, cu intervenții în ATI. Deci este strict în funcție de fiecare persoană în parte și de organismul fiecarei persoane în parte și de asemenea de toate celelalte boli pe care le are persoana. Că nu toți suntem la fel de sănătoși, dar nu știm nici despre celălalt cât este de bolnav. De aceea spun că anumite informații este bine să le păstrăm pentru noi și anumite impresii, pentru că nu cunoaștem toate detaliile care pot să ducă la formarea unei idei în ansamblu. Și lucrurile spuse în anumite situații poate să genereze dezinformare și poate să genereze idei greșite care să fie preluate de populație, da, care nu are acces atât de ușor la informația, nu știe să-și caute informația din site-uri specializate, pentru că și aici este o problemă. Nu căutăm informația la specialiști. Căutăm informația pe Facebook. Și pe Facebook, și pe TikTok, și pe Google, și pe forumuri. Trebuie avut un pic grijă. Ce căutăm? Ce vrem să știm? Vreau să știu părerea personală a unei persoane, experiența personală, sau vreau să știu părerea specialistului care, eu cred că părerea specialistului este cea care contează cel mai mult și care poate să te direcționeze cel mai bine către o atitudine corectă. Că până la urmă eu sunt
ca individ sunt unitar, sunt unică și eu îmi știu problemele de sănătate pe care celălalt nu le știe. Da. Pot să fiu sensibilă la un anumit medicament la care altă persoană nu este sensibilă. Pot să răspund corect la un anumit tratament la care pe altă persoană nu poate să răspunde. Nu este normal să luăm medicamente doar pentru că a luat și vecinul și că a avut aceleași simptome. Simptome similare putem să avem mulți dintre noi. Dar nu înseamnă că și tratamentul este la fel de eficient pentru ca oricine. Al vecinului. Păi da, ar trebui să se țină cont de așa ceva și, într-adevăr, fiecare medicament reacționează altfel pe fiecare pacient. Da, depinde de alimentație, da, depinde da. Câte lichide consumăm, depinde ce lichide consumăm, că dacă consumim... Ce lichide trebuie să consumăm? Păi în timpul verii ar trebui să consumăm, când este foarte cald, ar trebui să consumăm apă la temperatura camerei sau chiar ceaiuri calde, pentru că ele previn deshidratarea. Și este mai puțin încurajat consumul de băuturi reci, tocmai pentru că, deși îți dă senzația de răcorire, de fapt favorizează deshidratarea prin apariția transpirației. Sigur. Și atunci, când ne este foarte cald, dacă vrei să te hidratezi ca organismul să fie hidratat corespunzător, trebuie consumată apă la temperatura camerei sau ceaiuri calde. Când eram eu copil, era o catedrală aici, o biserică care a fost dărâmată, au dărâmat-o comuniștii. Și o catedrală superbă, veche, o biserică. Cea din Piața Unirii? Cea din Piața, nu, din Piața Moldovei. Era superbă, veche și bună. Am văzut niște imagini. Și acolo, da, acolo era o, în fața care, așa, era o chestie unde se vindea cafea și erau niște evrei bătrâni care pe o căldură de 40 de grade beau ceai fierbinte. Mi-a rămas în memorie treaba asta și chiar l-am întrebat pe tata, dar de ce? Păi așa se bea pe căldură, nu rece, cald, pentru că exact ce ați explicat dumneavoastră, sigur că da. Dar, nu știu, lumea nu vrea să înțeleagă că iau pe tot mă duc să beau o bere rece, că mi-e cald. Da, pentru că prima impresie la băutura rece este aceea de răcorire. Da, da, prima impresie. Dar noi impresie. Nu ținem cont de efectele pe care poate să le aibă, pentru că noi efectele? Ne interesează... Păi deshidratarea, în primul rând. Ne interesează efectul principal. Mi-e cald, vreau să mă răcoresc. Dacă ai senzația acută de așa, sete... Așa, păi trebuie să consumate fructe și legume cât mai naturale și în starea lor dar naturală. Dar de unde sunt le mai naturale? Ei, sunt. Sunt. Avem atâția producători locali. Nu mai uitați-vă în jurul nostru. Da, da, ați văzut. Cireșii, caisi, piersici. E adevărat. Preferăm să cumpărăm de la greci, de la turci, că e mai ușor. Nu preferăm, nu preferăm să cumpărăm de la greci și de la turci, dar ați văzut și dumneavoastră câte discuții au fost în ceea ce privește consumul de roșii aduse în străinătate, de roșii chiar de aici, de la noi, care au fost injectate ca să se înroșească într-o noapte și... Tot la televizor au fost de asemenea informații care au combătut informațiile anterioare. Că deci, nu e reală povestea asta? Da. Adică sau o simplă poveste? Eu am auzit și... Bine, și contraargumentele care au negat frica care s-a... Sunt oameni serioși și oameni cu credință în Dumnezeu care nu-și permit să otrăvească oamenii. Exact de aceea spun că în momentul în care îți iei informația, trebuie să o analizezi în mai multe puncte de vedere. Este așa cum... Sau așteptăm să vedem efectele unei cercetări? Pentru că de-aia suntem noi specialiștii, să cercetăm, ca să-i dăm omului informația corectă. Nu putem să vorbim pe auzite, ne vorbim pe fapte. Păi nu vedeți acum, mă întorc chiar la colera aia de care tot să vorbești, tot, s-a vorbit, nu știu, că la mare. Și aici este un fel agresiune asupra turismului. Pentru că mulți oameni nu s-au mai dus, au renunțat să mai vină la mare. Am văzut și eu la știri, că doar nu-mi inventez eu chestiile astea, nu să mai duc de frica holerei. Și cu toate astea eu am înțeles că în weekend au fost peste 100.000 de români la litoralul românesc. Românesc. Nu să mai duc la bulgari, că s-a scumpit tariful la bulgari. Fiecare în funcție de buget. Fiecare familie în parte își cunoaște bugetul și își cunoaște limitele și atunci fiecare optează pentru... Poate sunt... Și alte considerente pentru care nu se duc pe distanțe lungi. Poate au copii mici, poate au rău de mașină, poate nu suportă drumurile lungi cu autoturismul.
Sunt foarte multe aspecte, nu doar cele legate strict de buget, pentru că orice familie știe în perioada de vară, el își asigură un buget pentru vacanță. Concediu, sigur că da. Și în funcție de bugetul respectiv, decide. Merge pe litoralul românesc, merge pe litoralul bulgăresc, merge într-o stațiune din Turcia sau în alte stațiuni, pentru că avem foarte mult, foarte mulți români care preferă vacanțele exotice. Tenerife, Maldive, Bali, Indonezia, familie. Da. Deci, în momentul în care ai hotărât unde pleci în vacanță, tu ai banii puși deoparte. Da, bineînțeles, toți facem lucrul ăsta. Dar spuneți-mi, doamna doctor, dumneavoastră, dintre cei care au plecat prin Maldive, prin unde ați spus dumneavoastră mai devreme, când s-au întors, au venit cu, eu știu, cu niște boli specifice, zonelor respective, au fost cazuri de astea? Când o familie hotărăște să plece într-o vacanță exotică în care riscurile sunt diferite decât cele din țara noastră, ar trebui și este indicat să ceară sfatul unui specialist în medicină de călătorie. Pentru că în funcție există de... Așa ceva? Bineînțeles că sunt foarte mulți specialiști în medicină de călătorie care poate să-ți dea... N-am mai auzit asta. Medicină de călătorie, da? Da. Așa. Da. Avem și noi în Focșani, în Vrancea? Da, avem. Avem? Da. Așa. Deci te duci la... Și îți spune exact, în funcție, tu îi precizezi locația în care vrei să circuli, mijlocul de transport până la locația respectivă, activitățile din timpul vacanței, pentru că sunt o serie de activități. Poți să faci safari, poți să te plimbi cu elefantul prin junglă, poți să faci scuba diving, poți să faci foarte multe activități. Și atunci poți să te duci să mănânci mâncare de pe stradă, că vrei să vezi cum se mănâncă tradițional în zona respectivă și cum se hrănesc localnici din zona respectivă. Și atunci, în funcție de fiecare de detaliile călătoriei, specialistul îți spune exact care sunt riscurile și cum anume să te ferești de riscurile respective. Pentru că poți să călătorești în zone în care sunt țânțari care transmit boli gen malarie sau encefalita japoneză care se transmite mușcătura de țânțar și foarte multe alte patologii. Și tu trebuie să știi, domnule, eu în momentul când atacă țânțarul respectiv, că fiecare țânțar are un moment în care mușcă. Sunt țânțari care mușcă în timpul nopții, sunt țânțari care mușcă în timpul zilei. Riscurile sunt aceleași pentru fiecare în parte. Și atunci tu îi spui persoanei respective că în circulație în zone umede, unde este risc foarte mare de țânțari, pentru că țânțarii iubesc foarte mult umezeală, tocmai pentru că este mediul lor propice de a se înmulți. Dar au nevoie de sânge uman pentru a ajunge celula la germinare completă, face parte din ciclul lor de dezvoltare. Și tu îi spui omului, în momentul în care te duci în zona respectivă, trebuie să ai substanțe repelente pe care să le aplici pe îmbrăcăminte și pe pielea care este liberă, neacoperită, să ai haine deschise la culoare, de preferat mânești lungi, îmbrăcăminte cu pantalon lung, pantalonul să fie băgat în șosetă. În șosetă, da. Da. Și să-ți aplici pe zonele rămase libere și pe îmbrăcăminte substanțe repelente, care sunt sub formă de sticuri, sunt sub formă de spray-uri de preferat, sub formă de spray-uri. De asemenea, în locuința în care dormi, în care stai pe perioada vacanței, dacă ai aer condiționat în locuință, nu este un pericol, pentru că țânțarii nu stau în locuința cu aer condiționat. Dar dacă nu ai aer condiționat, trebuie să ai plase de țânțari la fereastră, trebuie să ai o plasă de țânțari în jurul patului, pe care de asemenea să o impregnezi cu soluții repelente, tocmai pentru a preîntâmpina eventuala scăpare a unui țânțar în spațiul tău de somn. Alte riscuri care pot să apară într-o astfel de călătorie, și nu doar într-o călătorie exotică, ci în orice călătorie, sunt bolile diareice, care pot fi contactate prin alimente nespălate corespunzător sau cu apă care nu este potabilă, pentru că în funcție de sursa de apă, tu trebuie să fii sigur că sursa respectivă de apă este potabilă. Doar acea sursă de apă este certificată ca tu să speli alimentele, să-ți speli mâinile, să speli vesela din care consumi. Apa contaminată îți contaminează
îți contaminează și mâinile, și vesela, și alimentele. Sigur. Apoi trebuie să știi, în funcție de riscurile pe care le poți întâmpina în, poate să fie risc de accidente, de căzături, de fracturi, de orice este posibil. Trebuie să fii îmbrăcat corespunzător activității pe care o săvârșești, trebuie să fii echipat corespunzător, trebuie să ai un minim bagajel de intervenție cu tablete de clorinat apa. Nu mai dați, cu medicamente care să fie cu acțiune pe bolile diareice. Adică toate acestea sunt furnizate. Cu tratament se dă, medicul specialist îți dă tratament în funcție de zona în care vei călători, îți dă tratament pentru combaterea malariei, pe care te trebuie să-l iei în funcție de recomandare pe toată perioada de ședere și încă o săptămână după ce te întorci în țară. Uite, vedeți, sunt lucruri care nu cred că se știu de către mulți. Bine că toți când plecăm în concediu, ne ducem la farmacie și cerem cu tare să avem la noi medicamente de... Da, nu știu. Dar, uite, trebuie să ai dezinfectante locale, să ai plasturi pe care să-i aplici, să ai tot felul de unguiente care te protejează. Întotdeauna când te duci în vacanță, prima dată se aplică factorul de protecție solară și abia după aceea se aplică repelentul pentru insecte. Nu invers. Deci întâi asta de protecție solară și peste ea cu ea. De asemenea, dacă te duci într-o vacanță de genul ăsta, de preferat este să consumi alimente din zone în care vezi că este o minimă igienă. Adică există surse de apă potabilă ca să igienizezi bancul de lucru, mâna lucrătorilor, alimentele pe care ți le prepară. De preferat să nu mănânci alimente crude pentru că nu știi... Adică crude ce? Băi, sunt tot felul de alimente pe care le consum crude, de exemplu scuicile. Da. Anumite tipuri de scoici se mănâncă în formă naturală, crudă, cum sunt scoase din apă. Nu știi apa, ce fel de apă este. Sunt multe. Da, vedeți că în străinătățuri se mănâncă astea pe stradă. Scoici și alte chestii le iei de la unul care eu știu dacă se spală sau nu se spală. Păi și pe stradă poți să te uiți. Te uiți în jurul tău un pic și vezi. Te uiți, stai un pic și-l analizezi. Nu trebuie să te duci direct la tăștia și ceri mâncare. Că toată lumea preferă să mănânci lilieci și lăcustii date prin făină și prăjite în ulei. Păi nu vedeți că și nouă sunt și persoane care preferă, sunt mai curajoase în stilul ăsta și este foarte, foarte ok și pentru ea, numai că trebuie să știi că alimentele toate trebuie să fie bine gătite, trebuie să vezi că există o minimă igienă în locația respectivă și după aceea mănânci. Te speli tu pe mâini, că poți să fii tu. Bineînțeles. Mă uitam acum niște ani de zile în străinătate, în Bulgaria eram, acum 10 ani, nu știu, și se făceau manicură și pedicură pe plajă. Cu aceleași instrumente, cu aceleași așa, ce putea aia pe plajă să le dezinfecteze bun. Și chiar mă gândeam, Doamne, lumea e nebună, cum să accepți așa ceva, că poți să iei orice boală după... Asta pentru că lumea nu are cunoștințe minime despre sănătate și despre bolile care se pot transmite prin anumite comportamente. Bine că v-am prins aici, că vreau să, de mult am vrut să discut. Eram într-un supermarket și nu numai supermarketul ăla, la mai multe. În coșul ăla, căruciorul ăla în care duci pâine, își plimbă copiii și am spus unei doamne, copilul ăsta a călcat pe stradă, nu că n-a stat cu picioarele, a stat cu fundul. Doamnă, dar nu e posibil, noi ne punem mâncare acolo, cum să... De ce nu se ia niciun fel de măsură? Ar trebui amendați oamenii. Dar eu nu cred că... Eu am în supermarketuri, am văzut și eu personalul angajat care atenționa cumpărătorii că ar trebui să nu își... copiii cu... Și acum, eu i-am spus, Doamne, e frumos de-a întrebat să m-am încertat. N-a avut nicio reacție, ci că nu stătea cu picioare, dar stătea și cu picioarele, cu fundul. Păi da, și cu fundul, te așezi pe scaun, te așezi pe bancă, te așezi la closet, te așezi... Să poate. Ține un pic și de respectul pe care îl aveam față de ceilalți. Măi, dar nu se poate, dar poți să iei atâția microbi de acolo. Și când i-am spus domnului care de la pază, zic că, Doamnă, le-am mai zis de câteva ori, dar n-au niciun fel de...
Dar nu e vorba că să le spuneți, să apară acolo, amendă cu atâta, sau nu intrați în magazin, păi să vă dăm afară. Păi duce și cumpăr de în altă parte. Și, da, și în altă parte trebuie să fie la fel. De ce nu luați nicio măsură, că sunteți organ de decizie aici? Ia să mă cert eu cu dumneavoastră acum. Da. Ia să mă cert. Păi nu știam că am făcut emisiune să ne certăm, da? Nu ne-am certat nici în emisiune, nici altfel. Nu, dar dumneavoastră ce părere aveți despre... Nu, este clar, nu este un comportament igienic și asta ține un pic și de respectul pe care noi îl avem în relație cu ceilalți. Și ar trebui să reconsiderăm un pic poziția noastră ca indivizi în societate și să ne poziționăm și în papucii celorlalți. Până la urmă, în coșul ăla de cumpărături în care tu îți așezi copilul, de asemenea se poate așeza oricare alt copil. Și la aceleași riscuri la care tu expui un alt cetățean, să fii și tu de asemenea expus. Pentru că orice produs pe care le iei ambalat sau în pungă, se poate ambalat, contamina, da, ambalajul pe care tu îl duci acasă și nu îl speli, îl pui în frigider sau începi și îl deschizi și mâna, deși ți-ai spălat mâna, ambalajul este murdar și atunci toată mizeria o transferi pe ambalaj, pe alimentul pe care îl consumi. Ce să ține un pic de noi și de grija noastră pentru sănătatea și noastră. Și de educație și de că mă uitam cu conițe, vopsite, aranjate, manicurate. Da, nu, nu. Și de fapt... Nu cred că conștientizează, da, riscurile care pot, nu, să existe, sunt, da, da, dar sunt convinsă că reanalizând un pic situația, vor vedea că avem și noi dreptate și că... Păi nu că aveți și voi dreptate. Comportamente trebuie făcute corect așa și nu cum ne este la comun. Eu am văzut situații de la oameni cu pretenții care pun fălia de pâine direct pe masa, care poate nici n-a fost ștearsă și de acolo mănâncă și nu se spală pe mâini și nu și învață copiii să se spele pe mâini de mici și lasă să vină la masă de la joacă fără să ducă să spele pe mâini. Sunt lucruri elementare pe care... care ți se formează din copilărie, nu? Da, dar trebuie să ținem cont că copilăria noastră nu este similară copilăria copiilor noștri. Adică? Nu sunt aceleași reguli? Noi avem de tendința să ne spunem când eram eu copil. Când eram eu copil, erau alte... Când sunt alt copiii microb. Noștri... Erau nu, nu erau alți microb, dar erau un pic mai... Un pic mai multă seriozitate. Era seriozitate și era bună cuvință. Ca să fiu, și era... să fiu răutăcioasă acum, deși mi-ar plăcea, toată această seriozitate care era în trecut să se transfere și în prezent și chiar să se respectă, pentru că este pentru binele nostru al tuturor, nu doar pentru binele individual. Păi bineînțeles, bineînțeles. Și regulile elementare de igienă trebuie să le respectăm în primul rând pentru binele celorlalți. Putem să îi contaminăm, căci că nu mă interesează. Am văzut, mânca un copil o caisă de pe jos și maică-sa profesoară. Și spune, mă, dar lasă-mă, că creează anticorp. Hai mă, lasă-mă în pace, că face limbrici, face tot felul de chestii, ai nebunit ce anticorp. Cum să mănânci fructe nespălate de pe jos? Ți se pare firesc? Nu comentez. Poftim? Nu comentez. Ba, eu comentez. Sunt chestii pe care orice părinte trebuie să le... să-i învețe pe copiii lor. Cum să îi lasă să mănânce fructe nespălate? Sunt comportamente și comportamente. Și noi trebuie să fim toleranți în societate. Eu nu spun să nu fim toleranți, dar se și, pot... Da, sunt riscuri. Fiecare persoană trebuie să știe că orice comportament care nu respectă normele de igienă aduce niște riscuri. Și se expune el sau... familia, un membru din familia lui are niște riscuri. Pentru a putea înțelege riscurile, trebuie să fim informați. Fiecare este liber să aleagă acțiunea pe care o face. Dar trebuie să știi că dacă alegi să urmezi calea corectă, riscurile sunt minime, spre zero. Dacă alegi calea incorrectă, riscurile sunt cu tare. Eu nu vorbesc despre o fiecare, o exagerare. Nu, știi? Nu este, da, vorba de exagerare, da, este vorba de fiecare persoană este liber să aleagă. Atât timp cât alegerea lui implică riscuri doar pentru familia lui și consideră că este corect pentru el să expună la anticorpi de pe care s-a nespălată, este pur și simplu alegerea lui. Dar, ca și specialist, recomand
ca toate aceste comportamente neigienice să fie lăsate deoparte și să fim un pic mai aplecați asupra propriei noastre sănătăți. Pentru că mediul nu mai este cum era. Vedem din schimbările climatice că poluarea a avut efecte negative și are în continuare efecte negative și toate aceste efecte negative se răsfrâng asupra confortului nostru. Prin furtuni, prin vijelii, prin ploi, prin inundații, prin epidemii, pandemii sau alte asemenea. Și atunci trebuie să fim un pic mai responsabili cu toți, pentru că trăim într-o societate, nu suntem oameni singulari pe insule solitare și nu suntem... Suntem într-o societate și într-o societate trebuie să te adaptezi la regulile societății. Categoric. Spuneți că mai avem câteva minute în emisiune bolile care sunt mai dese acum, în perioada păi asta. Acum, în perioada asta, sunt bolile transmise de țânțari, cum este boala meningita vesnail, meningoencefalică, deocamdată nu. Nu, Doamne ferește, deocamdată da. Nu. Căpușele? Atunci, căpușele care pot transmite boala Lyme. Și sunt. Sunt. Destule. Pentru asta se recomandă, pentru țânțar, se recomandă aruncarea tuturor surselor de apă, deci golirea tuturor surselor în care poate să fie apă stagnantă, pentru că în acea apă se dezvoltă larva de țânțar, care va deveni adult. De asemenea, se încurajează să se pună plase de țânțar la geamuri, să păstreze în locuință o temperatură sub... Lor nu le place frigul. Deci clar că dacă ai aer condiționat, lor nu o să le placă să stea la frig. Să-ți vezi în țarul în casă, să-l omori, ce poți să-i faci. Păi, stau și mă, adică... Paleta. E logic că stau da, și da. Stau așa și că și eu fugăresc în țar în timpul nopții ca să nu piști copii. Apoi, mușcătura de căpușă încă este prezentă. Și ar trebui să, în momentul în care mergem în zone în care ar putea să fie căpușa, cum este, sunt pajiștile, sunt ieșirile în natură, unde ar putea să fie căpuși, e bine să ne controlăm după ce ajungem la domiciliu. De asemenea, putem să aplicăm soluții repelente pentru a preîntâmpina urcatul și mușcătura de căpușă. De asemenea, animăluțele trebuie să le verificăm pentru că ele pot să atragă și pot să aibă căpușe, să fie mușcate și ele sunt predispuse la patologii datorată mușcătorii de căpușe și având în vedere că trăim cu ele, trebuie să avem o grijă suplimentară față de animăluțele cu care conviețuim. Și cam atât. Răceli, chestii, na, sunt, se pot să răcești. Sunt. Da, răcelile da. Pot să fie generate de consumul de alimente reci, de lichide reci, de frigider, expus spune, la da, aer condiționat da. În mașină sau la serviciu, la trecerea dintre cald, transpirat, la temperaturi foarte scăzute, poate să favorizeze apariția simptomatologiei respiratorii. Care trebuie tratate cu antiinflamatorii și nu din prima cu antibiotice. Adică este recomandat să se consume antibiotice cât mai puțin și doar dacă este strictă necesitate, tocmai pentru a preîntâmpina apariția efectului de rezistență la antibiotice. Cam asta a fost, doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc mai aștept. La revedere. La revedere.